Bună ziua, dragilor, și bun că s-a întâlnit cu Prof. Online. Începem treaba repede, nu avem timp de pierdut, nu? Ștefania și Cristina, că sunt lucruri de rezolvat, așa e? Da. Așa, Ștefania, poftim. Ești următor clasă, clasa a 5-a. Corect. Te rog. Determinați numărul N. Determinați. N. 7 la N plus 2. Determinați pe N, care e egal cu cine e? N egal cu 7. Nu. Determinați N din expresia sau ce este? Da. Determinați N. Determinați pe N. Hai să citesc. Determinați N aparține numerelor naturale. Așa, așa încât. Așa încât. Așa încât. 7 la N plus 2. 7 la puterea N plus 2. Plus 7 la N plus 3. 7 la N plus 3. Egal cu 8. Ori 7 la 12. Deci 7 la N plus 2 plus 7 la N plus 3 egal cu 8 ori 7 la 12. Așa cum am. Pentru că compunem pe 7 la N plus 2, 7 la N ori 7 la 2. 7 la N ori 7 la 2, da. Plus 7 la N ori 7 la 3. Egal cu 8 ori 7 la 12. 8 ori 7 la 12. Și acum... Echivalent. Avem un factor comun pe 7 la 9. 7 la 9. Pe 9. 7 la 2. Plus 7 la 3. 7 la 3. Închidem paranteza. Egal cu 8 ori 7 la 12. Așa. Și acum... 7 la 9. Face 7 la 2, 7 la 3 e un număr mare. Da. Mai cu 7 la 3? Eu cred că mai putem, mai putem scoate un 7 la 2 în factor. Păi de ce? Pentru că 7 la 2, 7 la 3. 7 la 3 poți... 7 la 1. 7 la 1. Și iese un 7 la 2 în factor. Deci trebuia să scoți chiar 7 la N plus 2. Adică să te lăsa N plus 2 aici, și umblai la N plus 3 ca să fie N plus 2 plus 1. Da. Da? Păi, dacă noi am mers așa, acum vedem că trebuie să scoatem chiar un 7 la 2 în factor. Deci echivalent cu cine ar fi? Pe rog să vorbești. Cu 7 la a doua. 7 la N. 7 la N. Ori 7 la a doua. Pe lângă. Pe lângă. 7 la 3. Dar dacă a scos un 7 la 2, ce a rămas în locul lui? Locul de 7 la 2. Mai ați înțeles aici. Așa e? Mm-hmm. Hai să ne ocupăm numai de 7 la 2. Ne ocupăm de o parte, 7 la 2, Cristina. Mm-hmm. 7 la 2, 7 la 2 plus 7 la 3. Numai pe el. Numai paranteza asta o luăm deoparte. Deci 7 la 2 plus 7 la 3. Cum putem scrie pe 7 la 3? Care e mai mare? 7 la 2 ori 7 la 1. Că pe 3 îl scriem ca 2 plus 1. Da. Deci egal cu 7 la 2 plus 7 la 2 ori 7 la 1. E bine, nu? Da. Și acum ce facem? Nu putea face direct 7 la 2 aba dacă e corect. Așa face, ar putea mă face. Mă gândeam că se scrie doar pe 7 la 3, nu și pe 7 la 2 să nu te descurc. Nu, pe 7 la 2 lăsăm așa, ca să-l avem comun aici. Îl avem acum factor comun. Scoatem pe 7 la 2 în factor și vine 7 la 2 pe lângă cine? Pe lângă 7 la 3. Nu mai, rămas 1. 7 la 1. 1 a rămas aici, 7 la 2 ori 1. Știi, când scoatem pe acela, rămâne în locul lui 1. 1, păi nu se putea spune, da? Vine 1 plus, din al doilea cât a rămas? 7. 7. 1 cu 7 face 8. Adică 7 la 2 ori 8. Deci am face 49. Deci când am scos aici pe 7 la 2 în factor, cât mi-a rămas aici? 1 plus 8. Da? 1 plus 8, închidem paranteza, egal cu 8 ori 7 la a doua. Nu 1 plus 8, 1 plus 7, mă rog. 1 plus 7, deci fie. Da? 1 plus 7. Haideți.
sunteți atente, nu mă lăsați să greșesc. Spun și trăsnei, da? Dacă nu sunt un pic atent, spun trăsnei, 1 plus 7. Echivalent cu 8 ori 7 la 2, adică 8 ori 49. Nu trebuie să mulțim. 7 la 9 ori 7 la 2 să facem. 7 la 9 ori 7 la 2. Sau să lăsăm așa, hai să zicem așa, 7 la 9 ori 7 la 2 ori 8. Ori 8 egal cu 8 ori 8 ori 7 la 2. Fiindcă avem numai mulți. Ai mai scris odată 8 ori 7 la 2? 8 ori 7 la 12. 8 ori 7 la 12. Da? Da? La 12, uite, negriștiți. 8 ori 7 la 12. Da. Egal cu 8 ori 7 la 12. Da. Și acum, ce putem face în cei doi membri? În ambii membri. Nu, să împărțim. Printr-un 8. Împărțim în ambii membri printr-un 8 și ea devine 7 la 9 ori 7 la 2 egal cu 7 la puterea 12. Da? Hai să strângem la loc. 7 la 9 ori 7 la 2 cât face? Cât ar face echivalent cu? Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Se copie bază și se adună exponenți. Deci va fi 7 la puterea n plus 2 n plus 2 egal cu 7 la 12. 7 la 12. Da? Și cât face acum? Fiindcă două puteri sunt egale cu aceeași bază, trebuie să fie obligatorii exponenții egale acolo. Deci rezultă de acolo ce? N plus 2 egal cu cine, Ștefania? N plus 2 egal cu... 12. Că 7 la egal cu 7 la... Nu neapărat cu 12. Dar cu câte altfel? Neapărat, nu neapărat. Eu zic că neapărat este, da? Deci de rezultă de aici că nu e egal cu cât. Dacă nu plus 2 face 12, nu este 10. 12 minus. Vreau să spun că exercițiul ăsta trebuia făcut nu așa lăbărțat cum ne-am întins noi, ci pur și simplu, deodată aici trebuia să facem pe 7 la n plus 2 în factor. Hai să ne luăm din nou, să vedeți cât de repede l-ați lucrat. 7 la n plus 2. Ia să scrie 7 la n plus 2 plus 7 la n plus 3. Egal cu 8 ori 7 la 12. Echivalent. Da, scriem același exercițiu, dar poți să scrii pe temă. Nu e nicio problemă, din nou, o variantă rapidă. Înțelegi cum? Da. Adică, în mod normal, așa cum scriu acum, trebuia făcut. Dar eu m-am lăsat pe mâna ta, Ștefania. Știi de ce? Că eu tot timpul am un respect deosebit față de voi. Deci ce spuneți voi pentru mine este foarte important. Să vedem până când merge ideea. Și când nu mai merge, întoarcem. Deci, între 7 la n plus 3 și 7 la n plus, n plus 3 și n plus 2, mai e mare n plus 3. Da. Înseamnă că pe el scriu ca fiind n plus 2 plus 1. Deci echivalentul a spune 7 la n plus 2 plus 7 la puterea n plus 2 plus 1, că n plus 2 plus 1 face n plus 3, nu? Da. Scrie. Da? Egal cu 8 ori 7 la a 12. Echivalentul. 7 la n plus 2 plus... Aici cum se traduc aici? Plus 7 la n plus 2 ori 7 la 1. Parcă ăsta ar fi un termen și plus 1. Nu se scrie așa? Deci plus 7 la puterea n plus 2 ori 7 la 1, egal cu 8, ori 7 la 12. Echivalent cu. Ce observăm acum? Care este factorul comun? 7 la n plus 2. Deci în 7 la puterea n plus 2, pe lângă? 7 la 1. Pe lângă 1. Pe lângă 1 plus 7 la 1. Sau 7. Sau 7, n-are rost să mai spun 7 la 1. Egal cu 8 ori? La, ori 8 ori 7 la puterea 12. Și acum 1 și cu 7 ăsta va face 8. Nu așa? Da. Face 8, împărțim prin 8. Ca să nu mai pierdem timpul și vine că 7 la n plus 2 ajungem la 7 la n plus 2 egal cu 7 la 12. Și acum suntem în ideea de mai sus.
Adică n plus 2 egal cu 12, n egal cu 10. A fost mult mai rapid dacă noi am mers în varianta dinainte, 7 la 9, 7 la 2, 7 la 9, 7 la 3, nu? Mi-ai propus tu. Da. Dar dacă sesizam chestia asta că n plus 2 e mai mic decât n plus 3, atunci umblând la n plus 3 ca fiind n plus 2 plus 1, era mult mai rapid să scoatem în factor pe 7 la n plus 2. Pe el mai mic. Da. Și apare deodată 8-ul. Așa, vezi, am scris două rânduri. Ne-am întors până înapoi. Așa, într-un singur rând, doresc, tot este rapid de rezolvat. Mergem mai departe, un apeliștiu. Determinați, nu așa, determinați n de a, ultima cifră a numărului a. Deci se dă numărul a. A egal cu 7 la puterea 23. Nu, e o temă, poate, nu? 7 la 23 plus 3 la puterea 21 plus 4 la puterea 22 și plus 2 la puterea 20. Deci am 7 la 23 plus 3 la 21 plus 4 la 22 plus 2 la 20 și determinați ultima cifră a numărului acesta. Vreau să vă spun că ridicând pe 7 la 23 dă un număr mare. Da. Și pe noi ne interesează doar ultima cifră. Pe urmă aflăm ultima cifră la asta. Aflăm ultima cifră aici, ultima cifră aici și primul aflăm ultimei cifre. Da. Cifra unităților, de fapt. Da. Da? Cifra unităților ne interesează. Deci este destul de frumușel. Ar trebui să luăm deoparte pe 7 la 23. Să vedem, să facem ciclu, să vedem după cât se repete, nu? Da. 7 la 1, 7 la 2, că mai făcut noi chestii. Da. Ia să pornim. Hai să pornim la treabă. Te rog, Ștefania, dirijează-mă. Și cum o iau și pe Cristina. Deci, așa. 7 la 23 egal cu 7 la puterea 23 egal cu, nu știm cât să facem. Nu, nu ne dăm seama. Deci, ia luăm deoparte și zicem 7 la 1, egal cu 7, nu? Ultima cifră 7. 7 la a doua. 7 la a doua. Ultima cifră 9. Ultima cifră 9. 9. 49, da? Noi ultima cifră. 7 la a treia. Adică ultima cifră mulțim cu 7. 7 ori 9, 63. Apoi va fi 1. Da? Deci este un număr care are ultima cifră 3. Am mai făcut așa. Da, am făcut sigur, da. 7 la a patra, adică mulțim ultima cifră aici, da. 3 cu 7. 3 ori 7, 21. Deci este un număr... Și se repetă. Care are un număr de cifre. Da. Și ultima cifră este 1. 7 la a cincea ar fi exact așa cum am mulțit numărul respectiv și zice 7 ori 1, 7. Deci vine 7, ultima cifră. Și de acum se repete. Da? Se repete, se vede după o lungime de cât? De 4. 4 pași. Da? 4 pași. Așadar, când e multiplu de 4, la 4, la 8, la 12, ultima cifră este 1. Deci 7 la puterea 4 K, 4 oriceva, adică, da? Da? Are ultima cifră, egal cu puncte, puncte, 1. Da. Deci, când e 7 la 4, 7 la 8, 7 la 12, 7 la 16, 7 da. La 20. Deci, multiplu de 4. 4 ori K. Din 4 în 4. Din 4 în 4. Așa. Da? Este ultima cifră 1. Când e 7 la 4K plus 1, adică 7 la 5. Ultima cifră șapte. E 7. Deci va fi un număr cu multe cifre, dar ultima cifră va fi 7. Când e 7 la puterea 4K plus 2, ca și cum ar fi 7 la a doua, da, ultima cifră este 9. 9. Ultima cifră este 9. 7 la 4K plus 3 este ca și cum ar fi 7 la a treia. Ultima cifră? 3. Ultima cifră e 3. Deci noi trebuie să împărțim la 4 și să vedem restul. Dacă restul împărțirii
va fi 0, atunci ultima cifră e 1. Pe cine îl împărțim la 4? Pe 23. Pe 23, care este exponentul de acolo, îl împărțim la 4, ca să vedem după câți pași, da? Știu că după câți pași se repete din 4 în 4, dar pe mine mă interesează, văd, dă restul 0, 1, 2 sau 3. După resturile astea, îmi dau seama care va fi ultima cifră. Deci, hai să vedem că s-o atunci 7 la 23. Deci împărțim pe 23 la 4. 23 împărțit la 4. Și face cât? 8 ori 4, 32, nu-i bine. Da, da, da. 5 ori. 5 ori 4, 20. 5 rest 3. Rest 3. Înseamnă că 23 se scrie ca fiind, deci 23, este egal 4 ori 5, 4 ori 5, plus restul 3. Proba împărțirii. Exact. Teorema împărțirii cu rest. Da. Teorema împărțirii cu rest, că am și făcut-o, da? Deci 23, 4 ori 5, plus 3. E 4 ori ceva, plus 3. 4 ori ceva, plus 3. Deci ultima cifră cât va fi? Va fi, ultima cifră va fi 3, da? 3, da. Deci, putem spune că 7 la 23 este, 7 la 23 este un număr lung, cu multe cifre, dar ultima cifră, sigur, este 3. Da? Ultima cifră e 3. Vă rog să spuneți voi cât este 7 la 215. 7 la 215. Să împărțim 215 la 4. Da, 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 nu mi-am pus, nu s-a audit nimic. Da, da. Alo? Da, eu sunt. Dar de unde ești tu? Din Timiș. De ce clasă ești tu? În clasa a 5-a. Uite-te acum pe Prof Online, deschide calculatorul și te uiți pe Prof Online că rezolvăm negheșiții de a 5-a și o să intervii să nu și îmi dictez. Nu, nu, acum, acum deschide. Deschide acum calculatorul. Și ești pe Prof Online TV? Ai intrat de acolo? Deci intri la Prof Online, acolo vezi televizorul acela și dai click acolo pe televizor. Alo? Ai reușit? Ia te, o să te ajute o fetiță acum. Ia să te ajute. Nu știi? Deci, stai o secundă, faci așa. Deci tastezi pe Google Prof Online. Da, după ce ai tastat Prof Online, apare acolo link-ul acela de legătură și dai click pe link. Apare așa, Prof Online, Profesor Ioan Ursu, așa e link-ul acela. Nu, n-ai reușit. Și se deschide o pagină în care este numărul de telefon acolo sus, și scrie video, video apicultură, așa frumos, apar eu acolo într-o, da? Pe urmă, video, video matematică, mai jos, da? Și dă click pe video matematică, dă click pe video matematică. Așa, acolo, scrie acolo un pachete de DVD-uri, nu știu ce, dar scrie și... Prof Online TV, dacă vreți să urmăriți. Sau revin înapoi. Ia revin înapoi cu săgeata. Știi să revin înapoi? Săgeata aia din colț de sus, dă înapoi. Clic, caută săgeata și revin la Prof Online, pagina aceea unde era video apicultură, video matematică. Da, am găsit un televizor. Ai găsit un televizor, gata. Dă clic pe el, pe centru acolo, pe centru, apare un punct acolo în pătrat și dă click pe el. Și mă vezi pe mine acum? S-a deschis televizorul? S-a deschis. Pe mine mă vezi acum? Ia să văd dacă mă vezi. Spune. Voi să le deschidem de tablă și...
Și... Da, 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 bine, bine. Noi suntem la o clasă de a 5-a și facem un exercițiu acum. Eu mă pun acum și sonorul ca să mă și auzi. Bine? Da, da, mulțumim. Bine, bine. Mulțumim. Nu, nu, stai o secundă să-mi pun eu microfonul, că nu mi-am pus. Cu ocazia asta... Așteaptă puțin. Așteaptă un puțin. Uite, o fetiță și răspunde. Stai un pic de vorbă cu ea. Ea este aici la Prof Online. Vorbește tot. Vorbește un pic cu ea. Ce faci? Cum de, cum, întreabă cum de a găsit pe Prof Online, de unde știi, când l-a găsit prima dată, de unde a auzit. Vorbește un pic cu... Ai emoții? De ce să ai emoții? Eu de cu de rușinoasă? Nu, tu vorbește. Hai, vorbește, întreabă. Pe unde sunt la matematică? Vorbește cu ea. Tu la ce școală ești? Aha, bun, bun. Și la matematică, pe unde sunteți? Întreabă. Și la matematică, la ce capitol sunteți? Suntem la divizionul numărul 2. Ah, și eu. La criterii de divizibilitate, da? Da. A, așa. Cristina, pe tine? Da. Da, uite, Alexia, sau cum a zis? Alexia. Alexia. Uite, acum suntem gata, Alexia. Iată, dacă mă auzi acum, Alexia? Da, m-auzi. Bun. O să facem așa acum. Eu închid telefonul, lucrăm exercițiul ăsta și când terminăm noi tema, vii și tu cu ce vrei să mă întrebi, bine? Dar urmărește exercițiile noastre, că sunt foarte frumoase, foarte interesante. Da? Bine, închide telefonul ca să poți să, ca să vezi să facem microfonii și nu ne putem înțelege. Și sune abia când am terminat noi tema. Da. Iată că am mai câștigat o prietenă. Pornim la treabă și e vorba de... Ai avut emoție? Parcă... Parcă... De ce? Hai să zicem așa. Avem nevoie să găsim ultima cifră a numărului acesta. El e compus din o sumă de puteri. Am spus mai devreme că vom gândi așa. Vom căuta să descoperim care e ultima cifră a lui 7 la 23, a lui 3 la 21, chiar să scriu de sub, 3 la puterea 21, este egal cu puncte, puncte și aici un număr, da? Apoi 4 la 22, scrie pe 4 ca fiind 2 la a doua și totul la 22 și face 2 la 44, da. E 2 ori 22, da? Și pe ăsta să-l vedem cum îl scriem ca un număr și să-i urmărim ultima cifră și în sfârșit 2 la 20, da. De-a 2 la puterea, da, 20, care va fi și el la rând ca un număr. Și eu, din nou, nu ultima cifră. Nu putem să scriem ca pe 20 ca fiind 5 ori 4? O să facem acum. O să facem, dar să descoperim lungimea. Deocamdată, noi ne-am pus la punct cu 7 la puterea 23. Da. Și am descoperit că 7 la 23 este un număr foarte mare, cu multe cifre, da, dar ultima cifră este 3. Noi alergăm după ultima cifră. Da. Și înainte de a ne suna Alexia, Alexia sau Alexia? Alexia, da. Ei bine, înainte de a ne suna, mă pregăteam să vă cer 7 la 215, ca să mă convinc că voi ați înțeles bine. Da, la 215. Da, la 2015. 7 la 215. Care e ultima cifră acestuia? Ce trebuie să facem pentru a descoperi? Să-l împărțim pe 215 la 4. Sigur că da, așa am făcut, facem. 215 împărțit la 4. Ca 421 de 5 ori. 5 ori 4, 20. Nu-l coborăm pe 5, 4, 15 de 7 ori. 4, 15 de? Nu de 7. De 3 ori. 3 ori 4, 12. Și rest 3. Da. Înseamnă că teorema împărțirii cu rest va fi următoarea.
215 este egal cu cât? Cu împărțitorul ori câtul? Egal cu 4 ori 53 plus 4 ori 53 plus restul 3. Ei, plus restul 3 mi-mi place foarte tare. Atunci mă trimite. Da, și avem ultima cifră. Este 3. Cât? 3. Ultima cifră va fi 3. 3. Așa, dar vă puteam spune că 7 la 215 este un număr lung. Da. Da, cu multe cifre. La sfârșit va avea 3. Dar la sfârșit va avea 3. Ați înțeles, fetelor, cum anume se găsește ultima cifră? La orice putere. 7 la orice putere. Despre 7 am hotărât, dar despre cealaltă nu știm. Că nu știm care este, după câți pași se respectă. Dacă am avea 7 la 1 miliard. N-are importanță la orice număr. Ar fi împărțit la 4, da, și vedem restul. Ultima cifră care îmi va da. Nu, și restul mă interesează. Restul. Ultima cifră a restului. Nu, restul mi-indică, dacă restul este 1. Dar poate să fie restul și 32 sau... Nu se poate, că împărțit la 4 restul este doar 0, 1, 2 și 3. Păi n-am vorbit așa. La împărțire, resturile nu pot să fie mai mari decât împărțitorul. Am înțeles. Gata, e clar gata, acum? Gata. Pune întrebări așa, tot timpul, ca să ne înțelegem. Nu, am înțeles ce se întâmplă. Gândeam că dacă putea să fie și 32, ultima cifră va veni 2. Nu, dar nu avem 2 la baza 7. Nu, atenție, că în urma împărțirii la 4, 4 e dat după câți pași se repetă. Da. Faptul că se repetă după 4 pași, de ce împărțim la 4? Da. Și întotdeauna la împărțire poate fi 0, 1, 2 sau 3. Da, am înțeles. Da, da. Da. Ca să mă convingeți voi că ați înțeles, spuneți cât este 7 la puterea 209. 7 la 209. Care este ultima cifră acestuia? Hai, facem acum și acum, pe loc. Acum. Deci 209. Ce facem? Pe 209 împărțim la 4. Așa. Și este egal cu... Ultima cifră va fi 1. Ultima cifră e 1, da? Da. Deci cum îl scrieți pe 209? Păi am 209 împărțit la 4 și mi-a dat 42 restul 1. Restul 1, da? Da. Deci înseamnă și... că scrie pe 209. Vreau să scrieți așa, 209. Egal cu 4 ori 52. Da. 52 plus 1. Am scris. Da? 4, 52 plus 1. Și când e restul 1, care e ultima cifră? 1. 7. 7, da. Ei! Păi asta este poanta. Deci, atunci, vă spune că 7 la puterea 209, scris exact cum scriu acum, 7 la 209, egal cu 7 la puterea 4 ori 52 plus 1. Plus 1, da? Da. Ei, și când dă plus 1, cum am zis noi, multiplu de 4. Va da ultima cifră 7. Deci ultima cifră va fi 7. Nu mi-am plăcut. Nu v-ați prins cum trebuie deodată. Așa că vă dau o dată ieșiță. Deci vreau să faceți 7 la puterea, ca să mă convingeți. 7 la puterea, să spunem, 315. 315. Îi lăsați pe noi, mă asigurez. Da, păi vă las. Asta fac. Spuneți care este ultima cifră. Eu aștept tabla. Mă îndelenicesc cu așa stabilitate. Cifra este 7. 7 la 4K plus 2 este un număr cu ultima cifră 9. Și 7 la 4K plus 3 este un număr cu ultima cifră 3. Am spus împreună așa chestia asta. Ei bine, ce vreau acum? Sunt găsiți să scriu așa. E egal cu 7 la puterea pe 315, cum ați scris? 4 ori 78 plus 3. 4 ori 78 plus 3. Și ochiul vă spune... Va fi 3. Pentru că la
4K plus 3, ultima cifră este 3. 7 la puterea 6, ultima este 3, da? Deci aveți siguranță acum, da? Da. Ei, plecăm acum și la 3 la 21. Același procedeu acum. Luăm de la o mare, 3 la 1, 3 la 2, să vedeți după că se repete. Ia faceți voi, cât șterg o tabla, descoperiți voi toate chestia asta. Da. Să încerc și eu. Deci 3 la 1, 3. 3 la 2, 9, da? Da. 3 la 3, 7. 3 la 4, ultima cifră va fi 1. 3 la 4, ca și cum ați zice, 3 ori 7, 21, 1, da? Da. Urmă, 3 la 5, ca și cum ați zice, 3 ori 1, 3 ori 1, 3. Da? Deci eu mulțesc cu 3, dacă vorba de 3 la 5, înseamnă 3 la 4 ori 3. Și atunci pe 3 la 4 îl mulțesc, care are ultima cifră a unităților cu 1, îl mulțesc cu 3, da? Da. 3 la 6, cât va fi? 3 la 6 va fi un număr cu mai multe cifre, dar care are ultima cifră cât? 9. 9. De că parcă aș spus 3 ori 3 de aici. 3 la a 7 este un număr lung. Ultima cifră 6. Ultima cifră este 7, da? Da. Pentru că 3 ori 9, 27. 3 la 8 7 ori 3, 21. Ei, observăm că la multipli la 4, când e la 4, la 8, ultima cifră este 1. La 12 cât va fi? Tot 1. Deci la multipli de 4, da? La multipli de 4 va fi ultima cifră. Și aici de 4, 4? Păi tot de 4, 4, văd și eu de data asta. 3, 2, 7, 1. Deci, să spunem și noi, că 3 la puterea 4K, deci la multiplul de 4, da, este un număr lung, cu multe cifre, și de aceea punem bară, iar ultima cifră cât va fi? 3. 1. 1, 1, da? Deci este 1. La următoare va fi 3. La 3 la puterea 4K plus 1 este un număr multe cifre, care are 3. Iar la ultima cifră este 3. 3. 3 la puterea 4K plus 2 este un număr lung care are ultima cifră? Care are ultima cifră 9. 9. Și 3 la 4K 4K plus 3 este un număr lung care va avea ultima cifră 7. 7. Iată că am stabilit clar cum lucrează 3 la o putere și am descoperit ultima cifră a unui astfel de număr. Ce facem acum? Nu rămâne decât să împărțim pe... Noi avem 3 la cât? 3 la 21. 3 la 21. Îl împărțim la 4 și văd acum este. Da. 21 îl împărțim la 4. 21 împărțim la 4. 5 și restul 1. Ce zicem acum? 3 la puterea 21 înseamnă 3 la puterea 4 ori 5 plus 1. 4, 5 plus 1. Și asta înseamnă că e un număr. Ultima cifră va fi 3 la 3. 3 la 4 K plus 1? Da, 3. Ultima cifră este 3. 3 la 3. Da. Din nou s-a întâmplat să fie tot 3. Vă rog să spuneți voi cât este 3 la puterea 79. 3 la 79. Îi bătim 79 la 4. Da. Și vă dăm dintre o dată. Cât face? Ultima cifră va fi 7. Deci vine 3 la puterea
Rugi 79, 4 ori 19 plus 3. 4 ori 19 plus 3. Și ultima cifră va fi 4K plus 3 și va fi... 4K plus 3 și la 4K plus 3 este 3. Ba nu, că nu e partea aia 4K plus 3. A, așa, aici. 4K plus 3, eu m-am uitat la 7. De, atenție multe, de-aia sunteți aici prezente, să nu mă lăsați să greșesc. Că noi sunem de la Timișoara și spune, domnul profesor, ce faci acolo? Ce fac colegile mele? Stau acolo, de ce? Așa, deci să zicem mai aici cât 7, da? Da, e clar că acum, cel puțin o colegă de-a voastră, nu? Ne urmărește cu foarte multă atenție. Așa, da. 7 la 49 are ultima cifră 7. Noi ne întoarcem la ieșițul nostru, nu ne mai frământa și 7 la 4, 79, dar v-am dat eu ca ieșiți, da? Da. De, la cine ne ducem acum? La 2, da? La 4 la 22. 4 la 22 sau 2 la 44? Sau 2 la 44? Da, la fel. Da? De 7 la 33 am spus are ultima cifră 3. 3 la 21, ce a spus și ultima cifră, n-am completat. Tot 3, doamna. 3. Da? 3. Bun. Hai să vedem la 2 la 44. Că dacă faci pe 2 la 44, îl faci și pe 2 la 20. Da. Da? Ați înțeles de ce? Da. Că nu m-am lăsat eu păcălit cu 4 acela, că mai bine m-am dus la 2. Ca să nu muncesc prea mult. Atunci, dăm drumul. 2 la 1, 2 la 2 și începem cu jocul. 2 la 1, 2, 2 la 2, 4. 2 la 3, 8. 2 la 4, 6, ultima cifră. 2 la 5, 6 la 2, 12. 2. Da. 2 la 2, 6. Nu ne ducem până la 8 ca să ne dăm seama dacă este adevărat, dacă nu va este vreo greșeală. Așa. 2 la 6 ar veni 6 ori 2, care dă tot 12. Ultima cifră va fi 2. 2. 2 ori 7, 7 ori 2, ultima cifră va fi 4. Și începe iar 8, 6... 2 la 8, pune și 2 la 8. 2 la 8, ultima cifră, deci 8 ori 4, 3, ultima cifră va fi 2. Hai să vedem și eu. Deci 2 la 1 a spus egal cu 2. 2 la 2 egal cu 4. 2 la 3 a spus 8. 2 la 4, 6. 2 la 4 egal cu 6. 2 la 5, 6 ori 2, 12, 2. 2 la 6, 2. Cum? 2 ori 2? Păi 6 ori 2. Nu, păi 6 ori 2. Eu ultima cifră de aici o mulțesc cu 2. 4. Așa facem. Da? Deci noi ne echipuim numărul acela. 32. Adică vine 2 ori 6. Nu 2 ori 6. Da. Hai să luăm așa. Ca să înțelegeți, că dacă nu înțelegem, nu am făcut nimic. Deci, 2 la 4, cât a spus că face? Egal cu 16, da? 2 la 5 este egal cu 2 la 4 ori 2. Deci 2 la 4, adică ce a fost înainte? Deci egal cu 16 ori 2. 16 ori 2 fac, cât fac? 32. Așa, atunci va fi... Deci de ce e 2? Iar 2 la 6... 2 la 6 înseamnă 2 la 5 ori 2. Adică el din față ori 2. Și 2 la 5 cât înseamnă 2 la 5? 32. Adică 32, 2 de aici, da, ori 2. Și 2 ori 2, 4. Da, da. 2 ori 2, 4. Da? Da. Iar 2 la 7 cât va fi ultima cifră? 4 ori 2. 4 ori 2, sigur că da. 4 ori 2. Care înseamnă cât? 8. Iar 2 la 8? 8 ori 2? 16. 6, da? Da. 2 la 9 cât va fi? Hai să mai mergem un pic ca să înțelegi și mai bine. 2 la 9 va fi un număr lung. Iar ultima cifră? 6 ori 2? 12. 2. 2 la 10? Ultima cifră va fi lung. Nu, și va fi 4. 4. 2 la 11. Tot așa, 4 ori 2, 8. Și 2 la 12. 2 la 12, numărăm de 6. 8 ori 2. Deci face 6 ultima cifră. Da? Deci observăm că 2 la puterea 4K, adică
În momentul în care e 2 la a 4-a. Sau 2 la 8-a. Când e 2 la a 4-a, 2 la 8-a, 2 la 12-a, n-am mai făcut noi. Ultima cifră este 2 la 4-a, 2 la 8-a, 2 la 12-a. Ultima cifră este 6. Da? Deci este un număr cu multe cifre. Hai să scrie și noi. 2 la puterea 4K, multipli de 4, înseamnă un număr lung, cu multe cifre, iar la cifra care? Cifra unităților, cât am zis? Cât este? 2. De ce 2? Doi. Păi la 4K, 4K. Adică când cau e 1, 4, 1, 4. Da. Când cau e 2, 4, 2, 8. Adică la a 4-a, la a 8-a, cât este ultima cifră? La a 4-a și la a 8-a și la a 12-a? 6. 6? Păi de ce ai zis 2? Da. Atenție multe! Da? Deci ultima cifră este... Cât? Cât să scriu aici? Cum uitați aici? 1. Deci ultima cifră este așa. 6. 2, 4, 8, 6, 2, 4, 6, 8. La asta ne uităm. 2, 4, și 8, când 6. Am zis la puterea 4K, da. Adică în momentul în care cau ăsta ar fi 1, 4. În cau e 2, 4, 2, 8. Deci nu am rest. Restul este 0. Da? Restul e 0. Și când înseamnă că va fi... Ultima cifră este 6. 6, da. Nu, nu vei clar. Ba da, ba da, am înțeles. Stefania, hai să mai vedem încă o dată. 2 la 4. Ce înseamnă 4K? 4K. Dă-mi exemplu de multipli de 4. 4. Apoi. 8. 12. 12. 16. 20. Da? Ei, 4 la a 4. 2 la puterea a 4-a. 2 la a 4-a are ultima cifră 6. E 16. Da. 2 la 8-a. Ai tot 6. Da. Deci eu asta întrebam. 2 la multipli de 4, care e ultima cifră din variantele de astea, care se repetă din 4 în 4, pe care să o iau? Păi iau pe asta cu 6. Da? Pentru că ultima e multiplu de 4, deci ultima cifră este 6. 2 la puterea 4K plus 1, cât va fi? Care va fi în varianta asta? Va fi tot așa un număr lung, cu multe cifre. Ultima cifră 8. Și ultima cifră va fi? Cum ai văzut? Cum ai gândit? Păi facem, unde să pus așa? 2 la 4K plus 1 care face 2 la 4... Dar dacă e 4K plus 1, plus 1. Plus 1. Adică cum ar fi la 5-a? La 5-a. La a 9-a. 9-a, care dă 2. Păi vezi? 2 la 1-a. Da. Deci cu faptul că e plus 1, restul e 1, vă gândiți aici. Care, și cum ar fi 2 la 1-a? Va fi 2 la 4K plus 2. Ne gândim la 2 care va fi ultima cifră 4. Deci la 4K plus 1 va fi ultima cifră, trebuie să spun, am spus? Trebuie să spun la 4K. 2. 4K plus 1. 2. 2. Da? Este 2. 2 la puterea 4K plus 2 înseamnă un număr... 4 plus 2, care înseamnă 6. Și nu 4 2, plus da. 2. 2 ăla va fi 4. Numai la rest ne uităm. Da. Ne uităm numai la rest. Când e cu plus 2, da. 2-ul de aici, înseamnă ultima cifră este 4. Da. Da. Deci, ultima cifră este 4. Și 2 la puterea 4K plus 3 înseamnă că e un număr lung. Și ultima cifră va fi cât? 8. Păi te rog, haideți să înțelegeți bine chestia asta, că nu plec mai departe până când nu înțelegeți. Insist. Dacă le-au picat 1, deci pentru că e egal cu 1, devine 2 la puterea 4 ori 1. Cât face 4 ori 1? 4. Și 2 la 4-a cât este? 16. Deci ultima cifră este 6. Da. Pentru K egal cu 1, 4 ori 1, 4. Și cu 1, 4 și cu 1, 5. 2 la 5-a,
Avem. 2 la 5-a. Ultima cifră 2. Ultima cifră 2, că 2 la 5-a 32. Da. Deci 2 la 5-a egal cu 32. Da? 32. Aici e 16. Da. Dar pe mine mă interesa ultima cifră. 2 la... cât vine aici? 4 ori 1, 4 și cu 2, 6. 2 la 6 fac 64. Adică ultima cifră este 4. 4. Pentru că e egal tot 1, 4 ori 1, 4 și cu 3, 7. 2 la 7 128 face și ultima cifră este 8. Noi nu ne-am mai interesat din numerele din față, din cifrele din față. În locul lor am pus puncte. Și am sesizat așa, că 2 la 4 are ultima cifră 6. 2 la 8, tot ultima cifră 6. Da. 2 la 12, care putea să fie mai jos făcut, când noi ne-am dus până la 2 la 10 aici. Da. 2 la 11, 2 la 12, tot 6. Și atunci am zis, 2 la multipli de 4, 2 la multipli de 4, ultima cifră 6. Vreau concluzia foarte clară. Când am zis, când ne-am dus la 4K plus 1, de parcă ar fi 5, 2 la 5, 2 la 9, uite, 2 la 5, 2 la 9, a ultima cifră, 2. Da. Da? Și am zis că 2 la 4K plus 1, da, că 5 și 9, că se scrie ca fiind, nu? Da. Multiplu de 4 plus 1. Așa. Restul 1. La împărțirea la 4, atâta lui 5 cât și a lui 9, la împărțirea la 4, restul este 1. În final, având acest lucru stabilit, această periodicitate de lungime 4, după 4 pași se repetă, ne vine foarte ușor acum și înțelegem că pe 44 îl împărțim la 4, ca și la 7, ca și la 3, ca și, și aici de data asta, și o să spunem, 44 împărțit la 3, egal cu cât? Nu îl împărțim la 3, împărțim la 4. 4 face 11. Și atunci 44 este egal cu 4 ori 11. Da? Da. 4 ori 11. Și zicem 2 la puterea 44. 2 la 44 este egal cu 2 la puterea 4 ori 11. Plus 0. Adică nu mai am niciun rest, nu? Da. Și, deci e multiplul de 4. Exact plus restul 0. Cât va fi ultima cifră? Va fi ultima cifră? 6. Pentru că n-am restul plus 1, da, ca să zic 2. N-am restul plus 2, ca să zic 4. N-am restul 3, ca să zic 8. Și restul este 0, s-a împărțit exact și atunci ultima cifră este 6. Așadar, mă întorc aici. Și 4 la 22 este un număr lung care are ultima cifră 6. Da? Da? Imediat. Și 2 la 20... 2 la 20. 20 se împarte exact, exact la 4 și 2. Tot 6 va fi. Tot 6. Dacă n-am rest. Deci va fi un număr lung cu ultima cifră 6. Și acum, numărul A va fi un număr foarte lung, cu multe cifre, iar ultima cifră va fi 3 și cu 3, 6. Da, 6 și cu 6, 9. 6 și cu 6. Da? Da, deci 6 da, și cu 6, pardon, 6 și 6, 12 și cu 6, 18. 8. Ultima cifră 8. Deci este 1, 2, 12, 15, 18. Ultima cifră 8. Asta ne cerea autorul. Să găsim ultima cifră acestui număr, răspuns corect. Ultima cifră acestui număr este 8. Da? Ultima cifră este 8. Terminat exercițiul. Da, a fost un exercițiu foarte tare, foarte interesant. Haideți să mergem mai departe. Oprim și facem un alt fișier.